vedetele își accesorizează ținutele cu diverse inele, coriere, cercei, brățări, dar mai ales cu ceasuri. Starurile scot 10.000 de euro din buzunare pentru niște bijuterii care costă cât o mașină sau cât un apartament. Haideți să le cunoaștem gusturile în materie de ceasuri. Opa, 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 la. Gigi Becali are o colecție impresionantă de ceasuri în valoare de 250.000 de euro. Latifundiarul din Pipera este pasionat de ceasuri, iar în colecția lui se regăsesc un Ulysse Nardin, placat cu aur, în valoare de 45.000 de euro, și un Zeggen Serlati din aur masiv, în valoare de 60.000 de euro. De asemenea, se pare că la un moment dat Gigi Becali s-a gândit să deschidă o linie de ceasuri de lux, dar în cele din urmă a renunțat la idee. Un alt colecționar de top al ceasurilor scumpe este Adrian Mutu. Briliantul are o bijuterie de ceas Rolex, placat cu aur de 18 carate și ceramică neagră, în valoare de aproximativ 30.000 de euro. De altfel, Adrian Mutu își răsfață și soția cu astfel de bijuterii. El i-a cumpărat Sandrei un Rolex cu diamante în valoare de 20.000 de euro. Și asta pentru că ambii soți au aceeași pasiune, ceasurile. Denis Alibek face parte din categoria fotbaliștilor pentru care un obiect personal trebuie neapărat să fie de lux. Fotbalistul poartă la mână un Audemars Piguet. Ceasul este din oțel cu diamante, iar prețul bijuteriei este de 20.000 de euro. Celebrul designer Cătălin Borzatu are în colecția lui un ceas care costă cât o avere. Ceasul unicat, creat de Christian Bonia, în valoare de 800.000 de euro, a fost primit cadou. Cătălin este însă fan Rolex, iar unul dintre ceasurile preferate este un model Yachtmaster 2, în valoare de 15.000 de euro. Cosmin Olăroiu trăiește pe picior mare, mai ales după ce a ajuns pe mâna miliardarilor arabi, care sunt extrem de generoși cu el. Antrenorul s-a întors din Dubai cu o frumusețe de ceas Richard Mille, ediție limitată. Iar bijuteria lui Cosmin Olăroiu valorează 179.000 de dolari. În colecția lui însă se mai regăsesc un Audemars Piguet în valoare de 50.000 de euro și un Hublot. Rândul ei, Bianca Drăgușanu face furori cu ceasurile ei de firmă. Unul dintre acestea este un Hublot, în valoare de 20.000 de euro. Ceasul a fost făcut pe comandă, cu multe diamante, iar bijuteria costă 20.000 de euro. Nici Andreea Raicu nu este mai prejos atunci când vine vorba de ceasuri de lux. Vedeta se laude cu un Breitling de 7.000 de euro.